Daniel aceste ca persona saiba mintea lui, mintea lui Hristos. De ce? Pentru că cine are Duhul Sfânt, are mintea lui Dumnezeu, mintea lui Iisus, inima este condusă de Dumnezeu. Este supusă voinței lui Dumnezeu. Atunci aceea persoană va avea, de fapt, o inimă nouă, creată după voința cui? Lui Dumnezeu. Așa să fie. Ați să înțelegi. Atunci nu contează condiția dumneavoastră de ser. Ah, eu sunt lucrator, sunt colaborator, sunt membru de mulți ani. Asta nu înseamnă nimic dacă inima dumneavoastră nu este o inimă curată, pură, înaintea cui? Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă. Dumnezeu nu acceptă. Pentru că persoana vine și se roagă. Vă duceți aminte când Domnul Iisus a învățat, dacă cineva vine cu ofrandă, un dar să dea, dar are ceva împotriva cuiva, ce să facă? Să dea ofrandă, chiar așa? Ce să facă? Să lase acolo deoparte, mai întâi să se ducă, să se împace cu acea persoană, să ierte acea persoană, după atunci să se întoarcă și să ia ofrandă și să... Dacă nu, Dumnezeu nu va accepta. Pentru că persoana dă ofrandă cu mâinile și cu gură, dar inima este ce? Departe. Și acolo în Isaia, Biblia spune, Biblia, propriul Dumnezeu a zis acolo în Isaia, despre acele popor care cu gură îl adora și îl căuta pe Dumnezeu, dar inima lor era departe de Dumnezeu. Pentru că persoana poate să facă orice, dar dacă inima ei nu e curată, Dumnezeu nu acceptă. Amin? Cine a înțeles? Acum dumneavoastră înțelegeți acea persoană care ea, când începe să vorbească, se supără, ea începe să jignească, începe să blasfeme, începe să strige, începe să rănească, cu ce? Pentru că ea vorbește de ceea ce inima este ce? Plină. Ea pune afară ceea ce există unde? Înăuntru.